Lovituri pentru Cioloș, fostul premier, părăsit de un fost ministru, după ce a anunțat noul partid, orice nouă construcție politică canibalizează opoziția. Fostul ministru pentru dialog social în guvernul condus de Dacian Cioloș, subliniere, Violeta Alexandru, a anunțat: „Sunte, ce va înceta colaborarea cu echipa Cioloș, subliniere, după anuncul fostului premier privind înființarea partidului MI, subliniere Carea România Împreună. Ea a afirmat că orice nou construcție politic neclarificat doctrinar confuzează electoratul, subliniere îi canibalizează opoziția de astăzi. „Am ajutat tehnic cât am putut echipa Cioloș, sublinierei în mandatul guvernamental, sublinierei după, întrucât promitea să aduc în dezbaterea public subiecte de interes. Aprând ieri, vineri, NR, un partid politic, devine imposibil de explicat unde se opre, subliniere de partea tehnic-100. Subliniere e unde începe partea politică plus, oamenii fiind confuzați când lucrurile sunt amestecate. „Am cerut asociației RO100 să înlăture fotografia mea de pe site. După o perioadă în care am lucrat împreună, subliniere i la care mi-a uit cu respect, în această etapă drumurile se despart”, a afirmat Violeta Alexandru într-o postare pe Facebook. Ea este de părere că, pentru a genera schimbarea, oamenii care au disponibilitate să se implice ar trebui să se regăsească în partidele mainstream, creând o masă critică acolo favorabil unui curent de modernizare. Orice nouă construcție politic neclarificat doctrinar confuzează electoratul, un electorat sufocat de modelul populist promovat de PSD-ALDE, canibalizează opoziția de astăzi, mai ales USR. Voturile se vor risipi. Peletim un preg prea mare în condițiile în care, oricum, la un moment dat, opoziția tot va trebui să colaboreze. Matematic, istoric vorbind, la momentul asumării guvernării, partidele trebuie să formeze împreună o majoritate. A sublinierea dar, astăzi ni se spune ce nu se poate lucra cu partidele existente, dar în viitor, da, se vor găsi explicații să se poată. „Nu este corect fac de oamenii cărora li se cere astăzi susținerea”, afirm fostul ministru. Ea spune, totodată, ce minimizarea importanței clarificării doctrinare, subliniere implicita rolului jucat de familiile politice asupra educației civice contribuie din plin la confuzia generală, ulterior la dezamăgirea generală, subliniere în final, la dezinteresului masiv în rândul oamenilor fac de treburile ceci. Spun asta nefiind convins, dar nu e rolul meu să insist, în ce măsură partidul înființat de premierul Cioloș, subliniere, este un partid de dreapta sau de stânga. Personal am încercat mai de mult să mă lămuresc. Mă gândesc, însă, ce temele mari de pe agenda public vor forca noua formațiune să se clarifice doctrinar. Un discurs axat exclusiv pe bun simț, a fi împreună, onestitate, transparență, etc.
ofere propuneri de politici publice într-o viziune politică sau alta, pe marginea temelor grele din societate, nu durează prea mult, completează Violeta Alexandru. Ea în subliniere îi exprim speranța ce mesajul se va da curaj celor cam mulți care merg la două capete, ro 100 subliniere îi PNL. Tiu ce ne place să ne scuzme prin faptul ce lucrurile sunt într-o continuă subliniere zare în România. Ca să fim clari, se nume subliniere de oportunism. Vara anului trecut am acceptat invitația presubliniere dintelui PNL, Ludovic Orban, de a-i fi consilier în domeniul bunei guvernări, promovând un mod de lucru bazat pe eficiență, asumare, pe deschiderea către nou/și inovare sublinierei pe spirit de echip, conchide Violeta Alexandru, conform Ager Press. Fostul premier Dacian Ciolo subliniere a anuncat, vineri, ce a depus la tribunal cererea de înființare a partidului Mi subliniere care a România împreună.